Și Marian pornește cu o strategie clasică, tanchează în față cu un giant și cu o bombă în spate. Un scheletă doar pe vine să îl linișească pe acest giant, dar nu știe că ți-o iei întotdeauna de la Bomberman, ca să zic așa. Și incredibil, Marian a trimis de rășul Becca. O lovitură, două lovituri, asta va durea. Trei lovituri și a picat primul tur. Marian a dat primul tur jos, dar... Este miercuri și eu sunt cam obosit. Uf, nu cred că îmi dorim bine să aibă de la căldură. Sasha, vine cu mine. Să înceapă ziua. Au venit niște fete să-mi aducă ceva. Asta nu se focusează. De ce nu te focusezi? Hai, Sasha, să vedem ce ne-au adus. Ce de daste? Astea zale de pocnesc? Hei! Sasha! Asta-i berea? Da. Eu sunt Marian. Da. Eu sunt Marian. Bine, să vedem ce avem noi aici. Băi, Stefană. Este o bere fabricată după o tradiție veche de secole. Este una din cele mai apreciate beri Weizen din lume. Ok. Mulțumesc! A venit ceva de mâncare, da? Salut! Salut! E de la un restaurant japonez. Ce sta astea, mă, băiatul? Sta astea, că tu știi ce sta astea. Asta este sushi. Așa. Acesta este sushi cu susan și am să bănuiesc că acesta este tot un susan mai prăjit și așa. Pare să aibă doar castraveții. Adică ăsta cred că doar cu legume, așa pare. Ăsta are niște pește. Ăsta are ăia peștișorii prăjiți, nu. Creveții prăjiți. Are creveții hamsi, nu. Așa. Ăsta e cu mango. Ah, cât de bine arată. Da. Ăsta are somon. Nu vrei asta să încerci? Tu înainte? Așa. Asta este cu... am să bănuiesc că aici este niște crevete. Așa. Nu știu exact cum se procedează, dar... Ar trebui să-l dai puțin prin sos de soia. Îi dă o aromă mai specială, să zicem. Și sărează în același timp. Zici că e hatoricesc. Nu știu ce să zic, zen sushi. Nu ne-ai nimerit deloc. Mulțumesc, zen sushi, că m-ai lăsat fără birou. One eternity later. Gata treaba. Trebuie să ajung în 3 locuri. Hai să vedem dacă ajungem. Este 7:05. Mergem la un eveniment Samsung. Să vedem. Uite acolo trebuie să ajung și deja văd că sunt oameni care m-au recunoscut și îmi fac cu mâna. Eu nu înțeleg o chestie. Dacă ei îmi făceau cu mâna de la ultimul etaj al clădirii și am fost direcționat către etajul 5, ori eu nu ajung la ei, ori mai sunt alte două etaje invizibile. Jocul ăsta scoate sunete de păcănele. Eu încă nu m-am prins cum se joacă. Fulger trimite iarăși un atac cu balonul pe partea de dreapta, pentru că s-a prins că nu există apărarea anti-aeriană. Cătălin și-a trimis giantul pe partea stângă, cu 3 mine în spate și din păcate Cristi
Cred că are o altă strategie, pentru că a trimis un Giant pe partea stângă. Bravo, Ina! Foarte, foarte bun joc. Victoria, să mă bați pe taie, da? Dacă nu te bat un sigur mă bați. Marian, tu chiar știi? Da. Nu știu ce se întâmplă, am codul. Are cheat-uri. Nu cred! Și Victoria pierde primul tur în fața lui Marian, care a trimis un prins foarte eficient acolo. Se poate, Victoria, hai că poți. Fă un contraatac bun. Lasă să adune elixirul acolo jos, da? Da. Hai răbdare. Așa trebuie să se încarce, da? Nu ataca pur și simplu de dragul de a ataca. Așteaptă să se încarce elixirul. Nu, așteaptă să se încarce. Așteaptă să facă măcar 8. Ia telefonul meu. Ce stop timile? Nu, să se întâmple deja. Ultimul meci. Mariana a dat primul tur jos, dar pe partea stângă. Pe partea stângă, Janitor încearcă să facă un pic de damage, dar nu prea iese. Hai, Mariana, a dat urma Skeleton Army. Dan se apără cu un cannon, niciodată o idee bună împotriva unui Skeleton Army, rămâne între noi și tot restul lumii. P.K. plus minion egal love. Se întâmplă lucruri mărețe acolo. Dan rezistă, încă mai sunt șanse, încă se mai... Octavian și Cătălin. Am înfărânt, poftiți. Am să joc cu Irina și Irina i-a bătut pe toți până acum, nu-mi bate și bă. Șefa la Clash. Mamă, ce mi-ar plăcea să ne întâlnim în finală. Marian nu e de acolo. Eu sunt o victimă. Da, m-a bătut. Așa. Cât să fac? Gata, plecăm. Trebuie să o scot pe Sasha la plimbare. Nu știu să zic ce s-a întâmplat în ultimul meci, că nu am mai avut acele șarme pe care le-am avut pe primele dăți. În fine, fata aia merita să câștige pentru că își dorea mai mult, se vedea în ochii. Iată, așadar, avem deja două fete în etapa următoare a campionatului nostru. Nu, de mine ziceam. Mulțumesc! Încerc, nu, n-am băut, e de la o băseală.